Potrivit unui proiect de lege susținut de 23 de parlamentari PNL, cetățenii străini pot cumpăra terenuri agricole în România dacă le folosesc pentru culturi agricole în maximum 6 luni de la cumpărare și le păstrează destinația. Nu au datorii la fisc nicăieri, sunt în asociații cu capital românesc de minimum 30%, au angajați români în proporție de 60% în management și 90% forță de muncă și prezintă garanții că protejează mediul și respectă legislația, se arată în proiectul de lege. Prin prezentul proiect de lege propun introducerea unui filtru pentru a achiziția de terenuri agricole în România a reprezentat de o serie de condiții care trebuie îndeplinite de cumpărător. Fără a împiedica dreptul unui cetățean european de a cumpăra suprafețe agricole, criteriile impuse ar garanta protejarea mediului, egalitatea de șanse între agricultori autohtoni și cei europeni, precum și respectarea obligațiilor fiscale către statul român, spune deputatul PNL Daniel Gheorghe în expunerea de motive. Acesta afirmă că aderarea la Uniunea Europeană a presupus și liberalizarea vânzării terenurilor agricole, lucru care a produs și efecte adverse nedorite de legiuit, adică s-a pierdut din vedere protejarea fermierului român. De asemenea, legiuitorul consideră că prin acest proiect de lege se previne eludarea legislației în vigoare și interesul cetățenilor români, însă se respectă și legislația europeană, adică drepturile cetățenilor europeni de a cumpăra terenuri agricole în România nu sunt încălcate. Proiectul aflat în dezbatere publică pe site-ul Senatului este susținut de 23 de parlamentari PNL și doi independenți. Senatul este prima cameră sesizată, iar Camera Deputaților este for decizional.